România aproape singuratică într-o regiune tot mai prorusă după alegerile prezidențiale din Republica Moldova și Bulgaria, pe care le-au câștigat simpatizanții ai Kremlinului, țara noastră devine cel puțin pentru moment singurul stat din regiune pro-european 100%. Nu există însă garanții că influențele rusești nu se vor revărsa și asupra teritoriului nostru. Rusia vrea să-și creeze un spațiu de siguranță în zonă, sunt de părere politologii. În același timp, după rezultatul de peste Prut, președintele Klaus Iohannis a transmis că România va continua să sprijine Republica Moldova în drumul său spre integrarea europeană. Legumele, fructele, strugurii, vinurile, conservele sunt întrebate în Rusia, nu în Europa. Trebuie să ne mișcăm încolo, unde avem piețe de desfacere pentru produsele noastre. Iată și toată geopolitică. Moldova are viitor, în prietenie cu Federația Rusă. Acesta este liderul prorus peste care România dă la nord-est de graniță, în Republica Moldova. Influențe rusești la nivel înalt găsim și în celelalte state vecine, cu excepția Ucrainei, țară aflată în conflict cu Rusia. În momentul de față, România este înconjurată de state în care există influențe rusești. În Republica Moldova, după cum bine știm, alegerile prezidențiale au fost câștigate de candidatul stângii proruse, Igor Dodon. În timpul campaniei electorale, acesta a declarat că moldovenilor le-ar fi mai bine dacă nu ar mai lua în calcul să se unească cu România și să facă parte din Uniunea Europeană și dacă ar adera la Alianța Vamală Rusia, Belarus, Kazahstan. De asemenea, de mai multe ori, Igor Dodon și-a exprimat admirația față de Vladimir Putin. Mergem în sud, în Bulgaria. Aici, alegerile prezidențiale au fost câștigate de generalul Rumen Radev, fost șef al forțelor aeriene. Acesta a declarat că își dorește ca Bulgaria să-și intensifice relațiile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, dar în special să-și intensifice relațiile cu Rusia. La rândul ei, Serbia este o țară dependentă de Rusia. Vă dau un singur exemplu. Compania petrolieră de stat din Serbia a fost cumpărată de Gazprom. De asemenea, în contextul în care se poartă negocieri pentru aderarea Serbiei la Uniunea Europeană, președintele Nicolici a mulțumit de mai multe ori Rusiei pentru sprijinul pe care l-a arătat față de această țară. Totodată, cei mai mulți oameni din Serbia sunt proruși. Cât despre Ungaria, sub guvernul condus de Viktor Orban, Ungaria și-a întărit relațiile cu Rusia și, de asemenea, Viktor Orban a susținut de mai multe ori că ar fi bine să-i fie ridicate sancțiunile Rusiei după anexarea ilegală a Crimeei. Potrivit unor surse, administrația prezidențială din România consideră că dacă țara noastră rămâne singurul stat pro-european din regiune, ar putea primi mai mult sprijin din partea celorlalte state membre ale Uniunii Europene și, drept urmare, ar deveni mai puternică și vizibilă. Dar există și posibilitatea unui alt scenariu. Rusia este o apărătoare a creștinismului și societății tradiționale împotriva Occidentului. Din punctul ăsta de vedere, nu este neapărat o oportunitate pentru România, pentru că există riscurile ca România să fie și ea destabilizată, așa cum s-a întâmplat cu celelalte țări. Rusia nu vrea să ocupe statele din Europa răsăriteană, dar vrea să realizeze un spațiu de siguranță. Și-ar dori ca NATO să se retragă din această zonă pentru că resimte ca pe un pericol. Cel puțin până în data de 11 decembrie, ziua în care românii votează pentru un nou parlament, România rămâne stabilă. Sunt deja politicieni care în mod deschis atacă valorile europene și clamează naționalismul și orientarea pro-tradițională și pro-ortodoxistă. La alegeri, probabil că românii nu vor fi imediat influențați de situația din Statele Unite și din Rusia, dar există riscurile ca după alegeri România să intre într-o perioadă de instabilitate. Ca să îndepărteze pericolul rusesc, România are mare nevoie de sprijinul Statelor Unite ale Americii. Aici intervine însă Donald Trump, noul șef de la Casa Albă, cel care a condiționat solidaritatea SUA pentru aliații din NATO. Iar noi, românii, încă nu alocăm armatei 2% din PIB, așa cum cere regulamentul NATO.